la legislație penală europeană, necesitatea adoptării de norme interne noi este determinată de evoluția relațiilor sociale, de modificarea componentelor de valori, respectarea normelor internaționale afirmate, asigurarea unui cadru legislativ modern și unitar. De asemenea, necesitatea evaluării și adoptării unui nou cod penal este argumentată de transformările sociale, economice, politice și legislative înregistrate pe plan intern și extern, numeroasele neajunsuri existente în codul penal, în vigoare relevate de doctrină și de practică antipare, soluțiile legislative criticabile din cuprinsul legii numărul 301 din 2004, care se dorea a fi, la momentul respectiv, nou cod penal, și e nevoia de a identifica și implementa eficiențe pe care este necesitării și conformare a infracțiunilor. Obiectivele noului cod penal sunt crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, evitarea suprapunerii prevenitive de norme de vigoare existențe, actul cod penal și legile speciale, simplificarea reglementărilor de drept substanțial menită să faciliteze aplicarea voluntară și cu celeritate în activitatea organelor judiciare, de asemenea, transpunerea în cadrul legislativ penal național a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene și armonizarea dreptului penal cu material comun cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaștere și încredere reciprocă. Izvoarele din legislația europeană care au stat la baza redactării noului cod penal sunt legislația penală a statelor din Uniunea Europeană, legislația penală comunitară, respectiv convenții, decizii, care directive, statute, și jurisprudența CEDO. Aspecte din nou cod penal redactate sub influența legislațiilor penale europene și aici nu o să dau citire la toate. E vorba de legitimă apărare, excepții de legitimă apărare. Am aici în slide-urile pe care vi le aduc înainte. De unde s-a inspirat de viitorul român atunci când a fost la copiat, ce-a venit în masă cu articolul 10, nu știu care, de exemplu, ce-a venit sau articolul 6, ce-a venit, bine, cu exemplele acestea pot continua. Domniam că timpul să fie foarte redus și sunt cumva la jumătatea expunerii. N-am întrebat deloc în partea specială a codului penal în ceea ce privește identificarea reglementărilor din legislația la baza redactării de norme noi. Ceea ce privește convențiile europene, avem convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Și de aici s-a inspirat viitorul român pentru legiferarea ceea ce privește exercitarea drepturilor părintești și a drepturilor de a alege, referire la violarea secretului profesional și la violarea secretului vieții private. De asemenea, avem Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane și aici avem infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane traficate. Avem protocolul adițional al Convenției Consiliului Europei privind corupția și aici apare o persoană, un subiect special la infracțiune de dare și la revenită, sub influența acestui protocol. Aceea avem Convenția privind protecția intereselor
instituțiilor financiare ale Uniunii Europene. Și aici avem un capitol special de legislație în care aduc atingere între instituțiile financiare ale Uniunii și Convenția Europeană privind spălarea, descoperirea, identificarea și confiscarea produselor infracțiunii. Avem reglementări legate de instrumente de falsificare și confiscare extinsă. Ca și domnul aici, există mai multe convenții europene ale căror reglementări au fost derogate, pentru că nu o vorbeam. Avem decizii cadru, este vorba de 7 decizii cadru. Prima privind falsificarea de monedă, apoi combaterea traficului de persoane, combaterea corupției în sectorul privat, convenția privind confiscarea produselor și a instrumentelor și având legătură cu infracțiunea, convenția privind atacul împotriva sistemelor informatice și convenția privind combaterea terorismului. Vedem de asemenea, ca și actele ale Uniunii Europene, directive și statute. Există o directivă numărul 477, care a fost preluată în ceea ce privește reglementarea în domeniul regimului armelor și munițiilor, și anume cu privire la controlul achiziționării armelor de foc de către particulari. De asemenea, statutul Curții Penale Internaționale, ratificat de România în 2002, a influențat modul în care au fost redactate infracțiunile de genocid contra umanității și de război. În ceea ce privește jurisprudența Curții Europene, ea a influențat modul în care s-a legiferat ceea ce privește exercitarea drepturilor părintești și a dreptului de alegeri, urmarea la minim a numărului circumstanțelor agravante și, de asemenea, modul în care a fost redactat textul infracțiunii de violare a secretului profesional. Elaborarea, adoptarea și intrarea în vigoare a codului penal reprezintă o necesitate pentru societatea românească în vederea atingerii integrării europene. Pentru redactarea unui cod penal, pe lângă experiența doctrinală și practica autohtonă, s-au folosit legislația penală a statelor europene, normele penale de drept comunitar, cât și jurisprudența